Mii de români sunt terorizați în ultimul timp de apeluri telefonice venite din țări exotice, apeluri scurte la care destinatarul nu apucă să răspundă. Curioși să afle cine îi caută din insulele Maldive sau din Tanzania, ei sună înapoi, fără să știe că un singur minut vorbit le poate adăuga la factură 10 de euro în plus. La capătul celălalt nu se află decât niște excroci care utilizează numere cu suprataxă. De cele mai multe ori, cei care au sunat înapoi spun că s-au trezit având costuri suplimentare între 0,7 și 2 euro pe factură. În Buzău, polițiștii încă nu au primit sesizări în acest sens, însă îi sfătuiesc pe cetățeni să fie precauți. Recomandăm cetățenilor să fie suspicioși și vigilenți. Dacă ceva este prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că se află în vizorul unui escroc. Totodată să nu furnizeze prin telefon sau să posteze pe internet o rețele de socializare, date personale sau informații confidențiale. Să nu tasteze pe telefon combinații de cifre la solicitarea interlocutorului. Nu dați curs apelurilor primite de la numere de telefon necunoscute. Există posibilitatea de a fi taxat suplimentar. La întrebarea cum ajung cei care sună la numărul dumneavoastră, răspunsul e simplu. Pe piața neagră se vând baze de date cu sute de mii de contacte. Pentru cei care dețin un smartphone, o soluție pentru a preveni astfel de fraude este să-și instaleze o aplicație care identifică numerele de telefon. Ele îi vor avertiza dacă primesc un apel problemă.